Preasințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a slujit astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Parohială a Comunității Românilor din Ion Shopping, Suedia. Precum o atunci când Domnul l-a înviat pe fiul văduvei din Ain, îi spune astăzi fiecărui tânăr, Tine, rezicție ție, scoală-te, ridică-te din moarte la viață. În aceste vremuri de până fiecare tânăr este în fața unei alegeri între o cultură a vieții, a afirmării, a jertfei pentru celălalt și între o cultură a morții, a negării și a folosirii celuilalt prin manipulare. Noi, creștinii, suntem în aceste vremuri tulburi, asemenea peștilor care înoată într-un râu poluat, toxic. Unii nu conștientizează că se află într-o apă otrăvită, toxică și se adaptează, căpătând malformații, însă ceilalți conștientizează acest lucru, dar nu pot ieși din râu. Așa suntem și noi, în iureșul și apa acestei lumi. Biserica parohială a fost cumpărată în anul 2014, iar după 2 ani, în 2016, a fost târnosită. Iată 10 ani de rugă bănățeană la Ion Shopping, o rugă bănățeană încununată de prezența preasfinției sale și a oaspeților dragi din România și frații noștri preoți din Suedia, români și sârbi, care au venit să fie împreună cu noi la acest mic jubileu, primul nostru jubileu, 10 ani, 10 ani de rugăciune neîntreruptă, 10 ani de rugăciune în limba română, 10 ani de slujbă pentru Hristos, și de dor purtat de acasă. Diaspora, așa cum mă gândesc, este un cuvânt pascal. Diaspora este ca ușă batantă, poți să intri, poți să ieși, oricând poți să te întorci înapoi în țară. Bieții români exilați în timpul comunismului, practic, nu aveau șansa de a se întoarce. Românii care trăiesc acum în, în diaspora au această șansă și eu sunt convins că odată și odată o vor fructifica. Hramul principal al bisericii din Ion Shopping este acoperământul Maicii Domnului.